Mă bântui un dor nevalnic de cei care m-au înnobilat cu atâtea și atâtea gânduri frumoase. Doamne, ce darnici au fost cu mine! Cum mă pofteau în casele lor, în sufletele lor! Și acum au plecat. Unde au plecat? Au murit? De ce murim? De ce au murit? Bat cu lacrima mea la partea amintirilor, căci vreau să ascult glasurile acelora care știau să îmbobocească cuvinte pe lujele de cristal ai cerului. Hai, mătușa Agripină, rogu-te mândru, mai spune-mi o dată și încă o dată poezia aceea frumoasă pe care ai învățat-o în primii ani de școală. Știi care? Știi prea bine. Poezia aceea cu ouăle roșii și cozonacul cel mare cât lună de pe cer, că doar se apropie sfânta sărbătoare a Paștului. Hai, mătușă, zi înainte și să nu te oprești așa cum nu se opresc nici apele în vaduri. Nouă babi încărcate cu o mășă ger au zburat cu iarna în spate și s-au dus la cer. Vine, primăvara vine cu urzici și cu sumze de albine și cu rândunici, cu cercei de viorele, iar la gâtul ei salbă de zanacadele și de ghiocei. Cântă în soare iar cocoșe, ies copii în drum, paștele cu roșii nu-s departe acum. Focul leneș își trimite fumul către sat și la dene ne cheamă toaca pe serat. Mai târziu, pe cer răsare sus, într-un copac, luna galbenă și mare, cât un cozonac. Doamne, mătușa Agripină, că mândru știi să le mai zici. Mi-e sufletul zdrențuit și inima amară și neagră ca pământul. Doar pământul e negru? O fi negru, mai ales după ce v-am ghițit pe voi, dragii mei binefăcători. Bat cu lacrima mea la poarta amintirilor, căci vreau să ascult ciripitul unui păsări cu pene de mătase. Uite-o, acolo în grădină, șade pe ramul unui pom. E o pasăre de sărbătoare, pasărea lui Sfântul Gheorghe. Pasărea lui Sfântul Gheorghe s-a supărat pe noi. Nu mai vine cum vinea primăvara. Doamne, ce trist e acum țara! Ce triste sunt grădinile bătute de ploi. Bade Alexandre, de ce s-a supărat pasărea lui Sfântul Gheorghe pe noi? Dar pe cum să nu se supere, mai băiete? Dacă lumea s-a înrăit, înjură, nu mai postește posturi așa cum trebuie, să pismuiește unul pe altul. Și în amintirea acelei păsări a încioplit și eu, dintr-o rădăcină, o pasăre, se mănâncă pasărea lui Sfântul Gheorghe. I-am meșterit și un cuibuleț cu vreo câteva ușoare. Prin grădini atunci înflorea o floare albastră care se numea tot floarea lui Sfântul Gheorghe. Era mărunțică așa, semăna cu niște lăcrimi căzute din albastru cerului. Iar prin păduri înflorea păștița sau floarea Paștelui. Pe atunci era mititel, iar mama mea era plecată departe, în lume să-și facă un rost. Dar de acolo, din vărtare, mi-a trimis o pălărioare verde, să o am pe de Paște. Atât a putut să cumpere, a avut putere să-mi cumpere o pălărioare verde, căci de Sfânta Sărbătoarea Paștelui trebuie să te nuiești și cu haine și trupește, dar mai ales sufletește. A doua zi dimineața, deci în prima zi a Paștelui dimineața, după ce ne-am spălat creștinești pe obraz, mi-am pus pălărioara pe cap și am plecat cu unchiul meu Constantin, care era numai cu 7 ani mai mare cât mine, să mă duc la ouă. Nu țin minte să fi intrat la vreo casă, căci eram deosebit de rușinos, dar țin minte că o pleasnă de vânt mi-a zburat pălărioara din cap
care a venit într-o baltă, s-a murdărit, iar eu am plâns și m-am zbuciumat. Îmi mai aduc aminte că într-o primăvară Paștele căzuse mai în iarnă, adică mai devreme. Ne-am luat în frunte cu bunicul și cu bunica, toți din casă, și am urcat mult din Molduvanul, dar am ajuns la mănăstirea Piatra Tăieturii. Piatra Tăieturii, prima mănăstire, când aceea a fost demolată. Era frig, era umăt. Muntele Moldovanu era tare abrupt. Bunica zicea că o să fie o primăvară cu zloate. Eu am cules un buchet de brândușe. La sfânta slujbă din viere am rezistat eroic cam până după miezul nopții. Pe urmă bunica m-a dus și m-a culcat într-o odaie unde erau mai mulți copii, mai mari decât mine. Eu pe atunci aveam 5 ani neîmpliniți. Dimineața, când am plecat de la mănăstire, am văzut pe un gard un cocoș cu nu m-a fost să mă da să mai văd la viața mea. Pe lângă faptul că era de un alb incredibil, avea o coadă lungă până în pământ. Deci cum stătea pe gard la înălțimea de un metru, coada ajungea până în pământ, ba se vălora o bucată pe pământ. Am rămas cu toții uimiți, dar bunicul a dezlegat misterul spunând: băi băieți, aici este cucoș mănăstiresc, așa să știți. Mult mai târziu aveam să aflu de la mătușa Eliniei Aglaie din Argestru că e un mare păcat să tai cocoșul de Paște. Doar cocoșul a vestit nașterea Mântuitorilor. Fariseii îl tăiaseră și îl puseseră într-o aia la fiert, puseseră un capac deasupra, dar cocoșul la miezul nopții a saltat capacul, a sărit pe marginea oalei, a bătut în aripi și a cântat vestind nașterea Mântuitorului. De asemenea, în legătură cu cântatul cocoșului, mă aduc aminte că în satul nou, de lângă Panciu, județul Vrancea, locul de baștina soției mele, în noaptea Sfintei Învieri, se aducea la biserică un cocoș alb care cânta în altar. Îl aduceau cei de a avea neamuri, moarte, fără lumânare, dar și pentru bunul mers al casei. Mă dăvălesc amintirile, intră pe urdinșul sufletului și mă răscolesc profund. Se apropie sfânta sărbătoare a Paștelui, cea mai îndrăgită sărbătoare a creștinului. Doamne, de aș mai ajunge o dată Paștele, să mai aud cântecul cucului și să mai ciocnesc un nou roș, zic bătrânii. Și tot ei mai zic că de fapt numai ou roșu cel creștinesc, pentru că îl poți ciocni. Ouăle colorate, verzi, portocalii, albastre, sunt niște scorneli mai noi și chiar ouăle acelea împistrite ar fi păcat să le faci. Dar asupra ouălor pistrite vreau să menționez anumite aspecte. Deci ouăle împistrite sunt cele, cum am aici, împistrite, sunt cele lucrate în tehnica cu ceară de albine, iar cele încondeate sunt scrise, cu condeiu, cu tușuri, cu tempera. Mai ales după momentul 1989, începând în 1990, așa zis și specialiști în domeniu, au început să facă niște abuzuri, răpăind zi și noapte informații la televizoare, la radiouri, asupra tehnicii de lucru, asupra simbolurilor și culorilor. Pe la târgurile meșteșugarilor, ouăle acestea, uneori într-o formă cu totul, zic eu, abătându-se de la bunul gust și la marele meșteșug și marea artă, niște ouă care fac abuz de culoare și de forme, asfixiază aceste târguri. Am văzut chiar aici, în oraș, odată un târg de ăsta organizat pe strada principală, cu niște ouă agățate într-un copăcel. Se mănânc cu niște globuri folosite la Crăciun. Eu nu neg valoarea și meșteșugul realizării acestor ouă, dar cei care
îndrumă creația. Că mă sunt și de cei specialiști care, mătușă, fă-le mai subțireli, fă-le mai așa, mai așa. Fac o mare de serviciu creații populare. Pentru toți aceștia aș avea un sfat zicând așa. Nu vă mai jucați cu fluturi, căci luându-le pulberea de aur de pe aripioare, riscați să le curmați zborul pentru totdeauna. Multe ar mai fi de spus, dar voi încheia aici, nu înainte de a da glas unei legende biblice culeasă în urmă cu 115 ani de către cel mai mare etnograf și folclorist român, Simeon Florea Marian. Este o legendă culeasă din Vatra Dornei. Prigonirea lui Iisus, legendă din Vatra Dornei. Zice că pe timpul în care jidovii îl prigoneau pe Domnul nostru Iisus Hristos, merse fiul unei vădive la o fântână cu cofa ca să aducă apă. Ajungând el la fântâna aceea și luând apă, pe când se întorcea cu încetul înapoi, ajunse pe vârful unui deal și acolo se puse ca să odihnească un pic. Iată însă că, pe când stă el acolo să odihnea, vede că vine un om tot într-o fugă asupra lui și, cum ajunge, îi zice: Fiule, lasă-mă să mă ascund în cofa ta ca să scap de urmăritori. Bucuros, poftim, ascunde-te, răspunse băiatul, făcându-i se mile de dânsul, văzându-l cât era de obosit, de fugă și de înspăimântat. Atunci, Domnul nostru Iisus Hristos, căci omul acela nu era nimeni altul fără însuși Iisus Hristos, se băgă de grabă în covă zicând: Dacă vor veni pe aici cei care mă prigonesc și te vor întreba, văzut ai vânt om trecând pe aici, tu să zici că n-ai văzut pe nimeni. Să n-ai nicio grijă, că știu ce să răspund, răspunse băiatul. Și cum se ascunse, Domnul nostru Iisus Hristos, îndată se și răzimă cu cotul, mâine drepte pe cofă și așteptă nerăbdător să vadă ce se va întâmpla. N-a apucat însă bine a se ascunde Iisus Hristos și băiatul a se răzimat cu coatele de cofă și iată că o mulțime de oameni, înarmați unii cu sulițe, iar alții cu alte arme, se apropie de locul unde se află băiatul și întreabă: Băi băiete, n-ai văzut un om așa și așa îmbrăcat trecând pe aici? Dar cine e omul pe care îl căutați dumneavoastră și ce vă trebuie? Omul acela Iisus Nazareneanul, și dacă l-am putea prinde, atunci ai vedea și tu la ce ne trebuie. Îmi pare foarte rău că nu vă pot da nicio deslușire, căci un astfel de om n-am văzut să treacă pe aici. Poate că o fi trecut, că mă uitam în altă parte și eu n-am băgat de seamă. Urmăritorii, văzând că băiatul nu poate da nicio deslușire, se duseră mai departe. După ce s-au dus ei, Domnul nostru Iisus Hristos ieși din cofă și zise către băiat: Pentru că m-ai scăpat de astă dată la moarte, mare dar vei căpăta de la mine. Drept aceea, când te vei afla într-un necaz foarte mare și ai voi să scapi teafăr și cu braț curat din trânsul, sau când vei avea vreo dorință oarecare și vei voi să ți se împlinească, să te rogi numai așa: Doamne, omul cel din cofă, și atunci orice dorință vei avea, ți se va împlini. Și după ce rosti Domnul nostru Iisus Hristos cuvintele acestea, îl binecuvântă pe băiat și apoi se duse mai departe în treabă și neurmărit și nesupărat de nimeni. Dar și băiatul nu se tumul pe gânduri, ci mulțumind Domnului nostru Iisus Hristos pentru darul și binele ce spunea că le va face și întipărindu-și adânc în inima sa cuvintele ce le spuse, se întoarse bucuros spre casă. Și cum a spus Iisus Hristos, așa s-a întâmplat, căci băiatul, aducându-și după aceea aminte de dânsul, ori de câte ori avea vreo dorință sau trebuință, Domnul nostru Iisus Hristos îi și împlinea dorința, astfel că, la urma urmelor, fiul văduvei și cel sărman, nevoiaș și necăjit, ajunse și chiar împărat.